Primăria municipiului Timișoara a obținut o finanțare record de aproape 50 de milioane de euro pentru retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare. Cererea de finanțare depusă de municipalitate pentru înlocuirea 13 km din rețeaua termică primară a fost aprobată de Ministerul Energiei. Fără fonduri europene, aceste investiții ar fi extrem de dificil de făcut doar din bugetul local. Mă bucur că am reușit să atragem acești bani pentru Timișoara și mulțumesc echipei pentru efort. Cu cele 50 de milioane de euro continuăm modernizarea sistemului de termoficare centralizat. E vorba de țevi care nu au fost schimbate de decenii. Atât aceste lucrări de schimbare a rețelei, precum și cele de termoizolare a blocurilor sunt un pas important pentru un confort sporit în casele timișorenilor, facturi mai mici și pierderi mult reduse. Avem tot mai multe familii care ne spun că simt deja diferența în bine. Sunt încrezător în viitorul sistemului de termoficare din Timișoara, a declarat primarul Dominic Fritz.